Salutare, dragii mei copii și prieteni, și bine ați venit la un nou vlog! Astăzi este o zi foarte relaxată, aici pe insula Colipe, unde sunt de ceva timp. Și uite, m-am gândit să mă duc să mai explorez ce mai este pe aici. O să iau pe aici prin spatele hotelului ca să ocolesc plaja, să mă merg pe plajă. Pentru că țin aminte că atunci când am venit, era o stradă. Și mă duc spre strada aia. Să văd dacă o găsesc, să văd cum e, un deal, sigur. Și apoi vedem pe unde mai ajungem. Poate mai descoperim ceva plaje, locuri noi. Hai să vedem. Uite aici strada. Ajungem la ea. Foarte tare. Hai să pornim la explorat. Vizionare plăcută, dragii mei. Am urcat dealul, dar nu prea am loc de tuctuce. Trebuie să aștept să treacă tuctucele. Aici coboară deja. Ia uite. Hello! Ia uite ce copac tare. Nu știu ce ar fi asta. Aici trebuie să fac dreapta. Sunt ceva case pe aici. Am văzut și două hoteluri și case. Da. O să fac așa de stat. E mizerie, e mizerie. Aici un resort. Da. Ce tare mi se pare plimbarea mea. Nu mai e nimeni pe aici deocamdată. Dar știu că aici pe partea asta e plaja. Știu sigur că am văzut-o. Sunset Beach. Ia hai să vedem. Hai că mi-a revenit entuziasmul. Eram așa un pic căzită. Știam ce să mai filmez, pe unde să mă mai duc, ce să mai fac. Hai să vedem aici, să am pic cum arată. Uite de unde vine apa potabilă, cred. De ploaie. Ai, ce resort ceva. Oare nu pot să cobor? Bayview Sunset. Deci ar fi bungalouri de închiriat. Oh, ce frumos. Ah, pe aici cred că e plaja. Aoleu, cât este de frumos. Mă duc înapoi, că am ceva de cumpărat la 7-Eleven și mă întâlnesc cu fetele, sunt alte fete pe care nu le-ați cunoscut încă, dar o să le întreb să văd dacă vor și ele să le cunoașteți. Hai, continuăm din Marea Pașcăță. În caz că nu v-ați prins, asta se numește o stradă. Doar în caz că nu v-ați prins. Ascultați sunetele un pic.
Anche a voi. Ciao. Giulietta, ciao. Era asta aici în locul pădurii. Vai, cât e zilul ăsta. E cald, dar nu atât de cald. Ia uite-ți. E ceva. Templu din ăla. Ce e asta, măi? Ce este aici? Ca un fel de parc tematic arată. Ai și un templu acolo. Wow! Wow! Ia să merg. Mamă, ce tare e! O să cred ce zgomot fac insectele alea. S-a oprit. Auzit ceva? Mi-e frică acum. Asta-i pădurea bântuită. Dă de la bine. Să fugim? Nu, no, sper să-mi calcă ceva ca și în frunzele astea. Că la bară și-ar pe la U. Hai, fuga, fuga. Continuăm drumul. Dar ce-o plinit acolo? Puh! Toate câmpurile. Interesant. Am ajuns într-un loc mai cunoscut și mai populat, unde e strada albastră, ești în centru. Mare agitație chiar și acum când toată lumea e la plajă. Localnicii își fac de lucru pe insulă, pe plimbă de acolo, acolo, am văzut care nu joc copii. Asta, că acolo ajung deja pe strada, în spate. Și din mizeria supremă, deodată, este foarte frumos! Am ajuns! Oh, 7-Eleven! Am ajuns la fix în mijlocul străzii. Dau o fugă repede până la 7-Eleven. Oh, a început deja. Eu iau ce-mi trebuie și continuăm drumul. E ăla bun. Ăsta este ăla bun. O să-mi iau două. Sorry. Era puțin pămică și... vreau să mă întâlnesc foarte mult bani la restaurant, pentru că e foarte scump. Îmi trebuie ceva de aici și gata. Am luat și cafeluță la punguță. Să continuăm. Este creangă și cașcaval. Și pâine foarte dulce. Toate ochii albaștri în continuu, dacă observați. Da.
Am mâncat sandwich-ul, că era panică. Așa, am mai avansat. Pe aici am mai fost. Aici undeva, uite, chiar aici este colite. Castaway. Restaurantul ăla unde am fost deja de 2 ori, de 3 ori, nu mai știu de câte ori. Mă duc mai față acum, spre capăt. Scuze. La un resort care se numește Catalina, ceva. De aici intrăm pe tărâm necunoscut. Trebuie să mă mai toată pe hartă, că nu știu sigur. Am mai fost aici pe partea asta de Sunrise și am intrat chiar prin hotelul ăla pe acolo, dar este undeva pe plajă o stâncă mare și nu poți să treci, așa că o să caut aici. Probabil e altă intrare aici, de după deal sau nu știu. Ia uite aici cum arată, ca pe acolo. Miroase iarbă peste tot, bă, da, peste tot. Aici sunt chiar resorturi. The Jungle Bar. E bine că m-am uitat pe hartă, e bine. Da, am urcat așa, în cobor la dealuri de numai. Ia la mans în pădure. Aici chiar e capătul cel mai îndepărtat în care am fost. Văd acolo două indicatoare, că am urcat dealul ăla de malișinat. Mă rog, nu se mai vede acum. O, alt deal, superb. Serendipity on the rocks. Mamă, dar eu nu găsesc cazarea asta de care am nevoie, frate. O, alt deal, superb. Deosebit. Deci e ceva horror. Nu știu unde sunt, la Ten Moons. E ceva rău. M-am pierdut. Mă duc aici pe la resort și sper să găsesc plaja, că altfel nu știu ce să zic. Wow, cât de frumos se vede. Ceva e pe aici. Aoleu, putu-ți găinile vieții. Puh, ce m-am speriat de ele. Băi, nu aici trebuia să ajung, dar e absolut superb. Văd apa. Sper să meargă treaba pe plajă. Să tâns aici, însă un labirint de bungalouri. Mamă, câte sunt și cât mai e până jos. Vai, ce tău. Vai. Am leșinat. Vai. Ia că am ajuns undeva. Văd pietre acolo. Sper să pot să trec de aici, că nu mai pot să urc pe dealul ăsta. O să leșin dacă mai urc pe dealul ăsta încă o dată. Nu cred. Pietrele. Paradis, doar că nu sunt unde trebuie. Bă, ce-a fi uite? Cam atât din mai zbun. Nu știu. Mă duc și rând încolo, așa. Nu știu unde să mă duc. Nu de pe aici, lumea se uită și în pat. Se uită și pata ciocolta. Acuia. Am găsit! Aici era locul. Dacă nu luam și GoPro acum, puteam să filmez și în apă. Deci, eu am refuzat-o, mai am refuzat-o primare cu parca. Ai refuzat? Era gratis? Da. Vine încoace, să-i pun la vlog. De ce? Păi vrei sau nu vrei? Vrei doar să te auzi? La vlog? Da. Mă filmez pe mine de obicei, că trebuie să umplu clipul cu ceva. Mă îmbrăca și mai încolo, dacă doriți, dacă nu doriți. Da, mai încolo când bem. Da. Da, abu. Dacă luam și GoPro să filmez aici puțin, era super, da? Filmez și eu.
Falsă. Că mă bag și eu în apă. Bă, și nisipul ăsta, dragi copilași, nu știu cum să vă explic eu cum este el. De film! Dragălașii mei, gata, am terminat cu baia în mare. A fost absolut de vis, ceva de vis. Și acum am venit aici la restaurantul ăsta, Ten Moons, să mâncăm o paella, așa cum ne-au promis fetele. Ce? Se pare că cineva mi-a dat pontul și am luat o paella uri, așa. Da. Hai să facem așa. Acum mă rog, este adevărat o test. Eu vin pe patrițară, hai să vedem. WhatsApp. Da, da, e WhatsApp, e nu. Adică este... A, da, ok. Mm. Da. Este asta. Și să ne vedem pe 5-6 ceva. De dar lipsește ceva. Vedem. Da, da. Nu are... Știi ce nu are? Da, da, da. La ce se pune, da. La curcuma, mm-hmm. Se pune la asta. Da. Nu și sare, da. Vale. Bine. Nu, pa. Anyway. Poftă mare. Scuze. I'm very selfish when it comes to dinner. Nu știu, e tata, bă? Boeuf. Mamă. Mi-am făcut comandă la mămicul meu de salată de beof și de sarmale. Mai mult de beof mi-e poftă, de orice. Și mai ce mi-e poftă pe lângă aia de beof? De o pâine, de aia pâine, frate. Am mâncat la pâine pe la ăsta, pe aici, la spaniol, e pâine bună. Poftă mare. Dragii mei, cine a fost un real succes acolo la restaurant și acum am venit la cea mai frumoasă terasă pe care nu am știut, de care nu am știut până acum. Se numește Serendipity, este pe Sunrise Beach, la capătul cel mai din capăt unde nu-ți vine să te duci din cauza pietrelor. Și am găsit aici un leagăn și e foarte greu să stai pe el pentru că e doar așa, dar e frumos. Hai că vă arăt acum și Serendipity. Și am mai încheiat încă o seară de succes pe insulă! Uitați-vă, dragii mei, ce frumos este aici! Această imagine deosebită pentru că s-a făcut noapte și iarăși nu mai am lumină să filmez. Vă spun la revedere, ne vedem în curând. Nu uitați să vă abonați și să-mi dați un like dacă v-a plăcut clipul. Lăsați-mi și un comentariu în secțiunea de jos. Și da, ne vedem în curând. Vrei să spui și tu? Pa, pa! Pa, pa!